Hai noroc, din nou pe plus și în finalul săptămânii trecute mi-am atins chiar bine țintele fixate cu 20 de pronosticuri corecte pe care vi le-am recomandat doar pentru sâmbătă și duminică. În economia profitului trebuie evidențiate și variantele verzi de vineri și de luni, 10 la număr. Nu mă laud, ci doar fac un pic în ciudă caselor de pariuri. Pe plus a ieșit și unul dintre participanții la etapa 27-a din Super 12. Premiul de 10.000 de lei cash oferit în predictorul nostru gratuit a fost din nou câștigat pentru a treia oară în primele două luni ale anului. Un singur participant a reușit să navigheze inspirat printre surprizele consemnate, să pună curajos ceea ce trebuia să bifeze acolo și să indice fără greșeală cele 12 rezultate. Așadar, a luat 10.000 de lei cash. Trec la analiza unei noi săptămâni încărcate de fotbal. Cupele europene sunt într-o scurtă pauză, moment perfect pentru cupele și competițiile interne să revină în prim plan. Începem, dragii mei, cu ziua de marți. Astăzi, în Italia, avem primele partide ale etapei a 25-a. Lazio trebuie să joace la Roma cu Torino, meci care ar putea fi totuși amânat pe ultima sută de metri din cauza focarului de COVID cu care se confruntă echipa oaspete. Tot în Serie A, Juventus Spezia, partidă în care Ronaldo și compania luptă pentru al 14-lea succes în 24 de runde. Interesantă este astăzi și acțiunea din Cupa Germaniei, mai ales că avem programat un prim derby al sferturilor. Mönchengladbach-Dortmund, numai puțin de 9 goluri s-au marcat între cele două în disputele campionatului în curs. La Gladbach, pe 22 ianuarie, gazdele au câștigat cu 4-2. Și în România avem fotbal de cupă, întrecere ajunsă tot în faza sferturilor. Primul meci, Chindia-Craiova. Cele două s-au înfruntat și în finalul săptămânii trecute în campionat. Chindia s-a impus 1-0, un succes identic, înregistrând târgoviștenii și în turul din Liga 1. Lazio Torino 1 și gazdele peste 1,5 goluri, cotă 2,71. Juventus Spezia, gazdele sub 2,5 cartonașe, cotă 1,42. Din nou Juventus Spezia 1 și Juventus marchează 2-4 goluri, cotă 1,61. Mönchengladbach Dortmund, ambele înscriu și peste 2,5 goluri, cotă 1,61. Regensburg Bremen este un meci care s-a amânat, dragii mei. Chindia Universitatea Craiova, oaspeții marchează 1-2 goluri, cotă 1,55. Mergem mai departe, nu închid pariurile zilei înainte de a vă propune și câteva selecții din ligile inferioare ale Angliei. În completare, două pariuri din Turcia. Cardiff Derby 1 cu handicap 0, cotă 1,47. Coventry Middlesbrough X2, cotă 1,42. Nottingham Luton 1x și 0,4 goluri, cotă 1,40. Reading Blackburn 1x, cotă 1x, 1,42. Sunderland Swindon 1, cotă 1,45. Yeni Malatya Spor Beşiktaş X2 și peste 1,5 goluri, cotă 1,52. Gaziantep Cengiz Birligi X, pauză sau final, cota este aici de 1,70. Trecem la ziua de miercuri, avem și aici mult fotbal de calitate, oferta îmbogățindu-se cu partide din Premier League și din Liga. Englezii joacă în avans pentru etapa a 29-a cu meciuri pentru Leicester și Manchester United, două dintre trupele din Big Four. În Liga, Lyon și Monaco se duelează de la distanță pentru clasarea finală pe podiu. Barcelona-Sevilla este însă poate cea mai atractivă dispută a zilei. Returul semifinalei de cupă începe de la scorul de 2-0 pentru andaluzi, dar ascendentul moral este în vestiarul catalanilor. În weekend, Barcelona și-a luat o primă revanșă, impunându-se tot cu 2-0 pe terenul Sevillei în campionat. Barcelona-Sevilla sub 3,5 goluri, cotă 1,53. Sheffield United, Aston Villa X2 și sub 3,5 goluri, cotă 1,64. Burnley Leicester X2 și 1,4 goluri, cotă 1,54. Crystal Palace, Manchester United 2, cotă 1,46. Lyon Rennes, pauză sau final 1, cotă 1,42. Strasbourg Monaco X2 și peste 1,5 goluri, cotă 1,60. Etapa intermediară din Serie A vine cu derby de la Lanterna, confruntarea celor două rivale din Genoa. Meciurile tari continuă în cupe. Herenveen Ajax în Olanda, Porto Braga în Portugalia, Leipzig Wolfsburg în Germania. Duelul din sferturile DFB Pokal este o reeditare a confruntării din stagiunea precedentă a cupei. Wolfsburg și Leipzig s-au întâlnit atunci, mai devreme, în faza 16-a, lupii pierzând umilitor pe teren propriu 1-6. Trecem la treabă. Genoa Sampdoria peste 4,5 cartonașe, cotă 1,60. AC Milan Udinese 1x și peste 1,5 goluri, cotă 1,52. Essen Kiel X2 și peste 1,5 goluri, cotă 1,44. Leipzig Wolfsburg se marchează în prima repriză, cotă
cotă 1.44. Heerenveen Ajax peste 2,5 goluri, cotă 1.44. Porto versus Braga, gazdele se califică, aici avem o cotă de 1.40. Anderlecht Cercle Brugge 1-0, scor corect oricând, cotă 1.44. Aarhus North Zealand, gol în ambele reprize, cotă 1.54. Copenhaga, Vaile 1x și peste 1,5 goluri, cotă 1.44. Watford, Wycombe 1, cotă 1.40. Sheffield Wednesday versus Rotherham, 1x și 0.4 goluri, cotă 1.52. Nu uitați de Super 12, 10.000 de lei s-au dat în weekend, dar alți 10.000 de lei sunt în joc și în finalul acestei săptămâni. Descărcați aplicația Super 12 din Google Play sau din App Store, intuiește rezultatele celor 12 meciuri și luați banii, dragii mei, așa cum ați făcut-o și până acum. Vă mulțumesc! Hai noroc!